Accident grav în Constanța în care a fost implicată o ambulanță. Patru cadre medicale au ajuns la spital după ce autospeciala cu care se îndreptau spre un pacient a fost izbită de un autoturism. În urma impactului, ambulanța a fost proiectată în gardul unei biserici. Se poate vedea cum a ajuns în curtea bisericii Accidentul s-a produs în municipiul Constanța, la intersecția bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga. Un autoturism și o ambulanță care se îndrepta spre un caz s-au ciocnit, iar autospecială a fost proiectată în gardul bisericii din apropierea spitalului județean de urgență. În urma impactului, trei paramedici și un voluntar smurd au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale specializate la unitate medicală. Din fericire, aceștia sunt conștienți și viața lor nu este pusă în pericol. La fața locului a fost pornită o anchetă iar polițiștii fac măsurători pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.